Robert Rozovaru, am 7 ani și am venit de Strășeni. Eu aveam 5 ani când moșul meu mi-a arătat un cub. Prima dată când i-am dat cubul, îl sucea pur și simplu și era interesant. După care a ajuns ca să participe chiar și la Moldovenia Talent. Pe alocuri, dar depășește prin memorie, prin viteză, prin atitudine. Colegii mei știu că eu fac cubul și câteodată eu când scot cubul din geante chiar să adun la banca mie și să uit cum ar fac. Eu am venit la Moldova în talent să-mi cert norocul. Salut! Salut! De unde vii? Eu vin din Strășeni. Din Strășeni? Așa, și acolo toți copilașii știu să facă magie sau doar tu? Nu, doar eu. Doar tu, am înțeles. Ai venit cu cineva? Cu părinții și cu cea mai bună prietena mea. E o fetiță? Da. Cum se numește ea? Sânduța. Sânduța? Și putem să o vedem pe Sânduța? Da. Asta e Sânduța? Da. Asta e Sânduța? Asta e Sânduța? Da. Și cea mai bună prietenă? Și ea e asistenta ta, da? Nu, ea e fanul meu. E fanul tău. Ea te inspiră. Ea te inspiră. Hai să vedem ce faci cu Sânduța acolo. Că am înțeles că trucul e cu Sânduța. Magia, da? Da. Da, hai. Eu am un weekend pe Adrian și Mircea ca să-mi amestece bine cuburile. Hai. Primul e gata. Adrian, dacă nu știi să-l rezolvi, măcar să-l încălcești, da? Succes lui Roberto! Văzut așa ceva. Și cu așa viteză și cu zâmbetul pe buze, chiar n-am văzut. Mihai, ați mai văzut așa ceva? Eu trebuie să vorbesc? Nu mai puteți. Am amuțit. Bă, dar cum lămânuță niște lemeni și nu îmi venea credere? Cum așa de repede? Prin formule, le-am exersat. Crezi că mi-am mult timp să învăț sau pot să învăț repede? Îți ia, că tu, voi nu prindeți repede. Eu așa mi-e ușor. Eu am timp mai mult. Am înțeles. Adică e ceva ce noi nu o să putem face niciodată. Roberto, ești foarte talentat. Ești excepțional. Eu, puțin mai mare când eram decât tine, cam pe la 9-10 ani, tot am încercat eu cubul ăsta lui Rubik. Așa și n-am mai reușit nici până în ziua de azi. Ai dreptate, nu mai reușim și nu mai știm noi nimic, Tania. Maestru, degeaba, maestre, nu o să-ți reușească. Roberto. N-ați auzit că trebuie să aveți mult timp. El are mult timp și de asta poate. Da, performanța ta care a fost cea mai mare? Roberto, care a fost performanța ta cea mai mare? În cât timp? În câte secunde sau minute? Eu am făcut cel mai repede 34 de secunde. 34 de secunde. Să ne demonstrezi nou asta data viitoare, pentru că din partea mea ai un da!
îți dau un dar. Și de la mine e tot un dar, Roberto. Bubo pe Sandusa. Spune că sunteți în etapa următoare. Let's go.